5.000 de euro a plătit o femeie din Cluj pentru o operație de micșorare de stomac, intervenție care s-a dovedit ulterior a fi un eșec. În octombrie 2017, Liliana Silivinski s-a operat la o clinică privată din Cluj-Napoca la doctorul Marius Fodor, specialist în chirurgie vasculară generală și chirurgia obezității. Intervenția a fost un gastric sleeve din cauza că femeia suferă de obezitate morbidă și a dorit să ajungă la o greutate normală. Aparent, totul a decurs bine. M-am recuperat foarte repede. Am și slăbit 20 de kilograme în primele două săptămâni, dar am băut doar sucuri și supe uh, strecurate. Bucuria femei nu a durat. Lucrurile au luat o altă întorsătură în scurt timp. În momentul în care am trecut pe pireuri și pe mâncare normală s-a oprit complet, n-am mai slăbit niciun gram. Uh, și în iarnă, prin decembrie, ianuarie, am început să am simptome de vomă și după care mi-a fost rău, a durat așa toată primăvara. Pacienta a mers din nou la doctorul Marius Fodor pentru a cere explicații. Am vorbit cu doctorul, doctorul spune că totul e în regulă, că eu nu țin dietă, că ar trebui să fi slăbit, că el și-a făcut datoria, că m-a operat. Dezamăgită de atitudinea medicului care a operat-o, femeia a căutat soluții în altă parte. În primăvară am reușit să ajung la analiza de gastroendoscopie. Și doamna doctor, când m-a văzut, a tras concluzia că n-am fost operată de gastroslif. La examenul de bariu și doamna radiolog spune despre ce operație vorbim, fată, că n-ai nicio operație. Deci, la bariu nu s-a văzut stomacul operat. Ensien a încercat să stea de vorbă și cu medicul Marius Fodor despre această intervenție chirurgicală. Vă rog să vorbiți, că -am timp mult. Gabriela Dragote este numele meu, sunt redactor la televiziunea NCN. Uitați, de ce nu doriți să vorbiți cu noi? Peste câteva zile, femeia urmează să se opereze pentru a doua oară. De data aceasta, la Clinica Chirurgie 1, la stat, va plăti 3000 de euro pentru că operația nu este decontată de Casa de Asigurări de Sănătate. Medicii de aici vor ști cu certitudine ce s-a întâmplat în momentul în care vor deschide abdomenul femeii. Doctorul care urmează să opereze acum spune că erorile unei operații de mișorare de stomac sunt cauzate de mai mulți factori. Deci sunt prea mulți factori implicați. Pe lângă factorii ce țin de chirurg și de operația în sine, cât și de factorii ce țin de pacientă și de modul în care ea respectă un anumit regim, nu atât alimentar, cât și un regim de viață. Liliana Slivinski se gândește acum să-l dea în judecată pe doctorul Marius Fodor. Femeia nu s-a desat colegiului medicilor și nici nu va face acest lucru. Avocatul său i-a spus că este o cauză pierdută încercarea de a rezolva situația prin colegiul medicilor.